Bună, bine v-am regăsit! Subiectul de astăzi va fi despre viziune. De ce este important să avem o viziune și cum să ne creăm o viziune? Ce este viziunea? Viziunea este abilitatea de a vedea lucruri înainte ca ele să se întâmple. Este o percepție vizuală și este un mod de a vedea lucrurile. Viziunea vine din interior, nu contează ce spune exteriorul, ea este ceva care vine din interior. Ce înseamnă viziunea pentru noi? Pentru unii înseamnă să fii sănătos, pentru alții să ai o relație bună, pentru alții să devii independent financiar. Iar pentru alții să ai un scop nobil în viață. Când ai o viziune, nu contează că nu ai bani în buzunar și nu contează ostilitatea celor din jur. Dacă ai o viziune, ți se schimbă complet comportamentul, ai ceva care să te trezească dimineața din somn, să te motiveze, îți schimbă viața total. Și îți va da energie în fiecare zi. Viziunea vine din imaginație, care este o abilitate mentală pe care o au doar oamenii, celelalte viețuitoare nu au. Păcat că imaginația este folosită de multe ori în cazuri distructive. Dacă tu ai o imagine clară a ceea ce vrei să se întâmple, și ce vrei să devii și dacă o menții mai mult timp în minte, ți se vor revela căi și mijloace pentru a ajunge la ea, deoarece este foarte importantă pentru tine. Înainte de a avea o viziune, mintea, ca și viața noastră, este ca un joc de puzzle, ca să folosim o metaforă. Iei o bucățică de, iei o piesă de puzzle și spui ăsta este punctul meu de vedere. Mai iei o bucățică și spui și ăsta e punctul meu de vedere și așa mai departe. Dar nu ai imaginea întregului puzzle. Odată ce pui la oaltă toate bucățile din puzzle, vei avea imaginea vieții tale, perspectiva vieții tale. De aceea este important să ai o viziune. Este bine să știi ce vrei și unde vrei să ajungi și ce vrei să devii și cum vrei să trăiești. Deci trebuie să spui tot timpul întrebările acestea, ce vreau și de ce vreau. Unii oameni merg pe stradă, îi întrebi ce vor, habar nu au ce vor. Ei zic că s-au trezit dimineața, dar de fapt dorm în continuare și sunt pe pilot automat. E bine să vizualizezi cât mai des unde vrei să ajungi și ce vrei să faci, deoarece, cum spunea și Mel Robbins, atunci când vizualizezi, creierul ți se luminează. Creierul nu face diferența între realitate și vizualizare, el ia ce-i dăm noi. De aceea este bine să vizualizăm și să ne vedem acolo unde vrem să ajungem, cât mai des și cât mai mult posibil. Într-adevăr, viziunea trebuie să fie despre contribuție, despre importanța vieții, despre alți oameni. Dar dacă noi nu suntem bine, nu putem să contribuim cu nimic. Și atunci când mergi în avion și trebuie să spui masca, spui masca ție și apoi copilului, ca să poți să ai grijă de el. De aceea, chiar dacă sună puțin egoist și narcisist, tu trebuie să fii bine întâi și apoi să faci bine altora. Să-ți creezi o viziune
Este un lucru foarte important, deoarece este ca și cum ți-ai face un plan pentru viața ta, ai trăi cum îți dorești, nu la întâmplare. Evaluează unde ești acum, unde te găsești acum și unde vrei să ajungi. Momentul potrivit pentru a decide este acum. Este prezentul, deoarece timpul trece implacabil și trebuie să te grăbești, să decizi ce vrei și de ce vrei. Se spune că viziunea trebuie să fie măreață, să gândești big, ca să te motiveze, să fie ceva care să ți se pară la început imposibil și să muncești, să construiești la ea ca să te motiveze și să ai de ce să te trezești în fiecare dimineață și care să fie ceva care să te energizeze tot timpul și pe care să o faci cu pasiune.